Legătura e poate nu imediată, dar din momentul în care am discutat cu un alt regizor despre povestea asta, am zis că e un film care trebuie făcut și mi se părea că e momentul acum. Deci e ușor târziu, dar chiar și acum că e bine că am reușit să facem un film pe tema. După primele păreri și cum mai ieși de viață? E ok. În Moldova avem un record al ultimilor 20 de ani de public. Sunt peste 7.000 de spectatori în sală. Filmul rulează deja de 4 săptămâni acolo și va mai rula probabil în continuare, inclusiv populația rusofonă de atâta de filmul și este foarte interesant că ne confirmă faptul că filmul trece dincolo de barierile de limbă și îmi place și atunci. Dar voi fi primit de toată lumea? Da, bine primit de toată lumea, inclusiv la festivaluri în Rusia, a fost foarte bine primit. La festival din România mai vorbim, iar la Chișinău primirea a fost absolut creștină. Aveți comunicări pe lumea? Ce greutăți a fost perioada? Ce a trebuit? Au fost probleme legate mai ales de finanțare, de punerea pe poziția de finanțării tot timpul. Mă rog, am avut suficient de oară a fost să întindem toată perioada, adică nu aveam cum să poate repede și de asta și vreau de altă platul ok. Dacă vorbim un pic da, sunt mulțumit. Adică în momentul în care vezi prețele oamenilor din Chișinău,